județul Suceava are peste 4.500 de ferme înregistrate ecologice, care sunt acreditate de către organismele de control, și Direcția Agricolă desfășoară până la sfârșitul acestei luni inspecțiile în teritoriu pentru acreditare și admitere la plată. Avem eșantionate pentru anul acesta un număr de 130 de ferme. Acțiunea este în derulare, o finalizăm, după cum am spus, în această lună. Nu avem probleme, fermele ecologice sunt pe profil vegetal, pe profil zootehnic, sunt și ferme mixte, ferme apicole. Este o sumă de bani importantă care intră în exploatație și cei care, într-adevăr, își dau silința și respectă instrucțiunile care sunt prin formele de acreditare, atunci nu există niciun impediment în a-și primi banii.